Quasar este nucleul extrem de luminos al unei galaxii care găzduiește în centrul său o gaură neagră supermasivă activă. Pe măsură ce atrage gazul și praful din jur, gaura neagră emite o cantitate enormă de energie, astfel quasarii fiind unele dintre cele mai strălucitoare obiecte din univers. Oamenii de știință au propus ca primii quasari să fie apărut din regiuni prea dense de materie primordială, care ar fi produs și multe galaxii mai mici în mediul quasarilor. Însă, într-un nou studiu, astronomii au observat niște quasari antici care par să fie surprinzător de singuri în universul timpuriu. Astronomii au folosit telescopul spațial James Webb al NASA pentru a privi înapoi în timp cu peste 13 miliarde de ani, pentru a studia mediul cosmic din jurul a 5 quasari antici cunoscuți. Aceștia au descoperit o varietate surprinzătoare în vecinătățile lor sau câmpurile de quasari. În timp ce unii quasari se află în câmpuri foarte aglomerate, cu mai mult de 50 de galaxii vecine, așa cum prevăd toate modelele, restul quasarilor par să plutească în gol, cu doar câteva galaxii rătăcite în vecinătatea lor. Acești quasari solitari pun la încercare înțelegerea fizicienilor cu privire la modul în care astfel de obiecte luminoase s-au putut forma atât de devreme în univers, fără o sursă semnificativă de materie înconjurătoare care să alimenteze creșterea găurii lor negre. Există posibilitatea să nu fie atât de solitari pe cât par, ci să fie în schimb înconjurați de galaxii care sunt puternic învăluite în praf și, prin urmare, ascunse vederii. Oamenii de știință speră să își îmbunătățească observațiile pentru a încerca să vadă prin orice astfel de praf cosmic, pentru a înțelege cum au crescut quasarii atât de mari, atât de repede în universul timpuriu. Cei 5 quasari observați sunt printre cei mai vechi observați până în prezent. Cu o vechime de peste 13 miliarde de ani, obiectele s-au format la 600 sau 700 de milioane de ani după Big Bang. Găurile negre supermasive, care alimentează quasarii, sunt de un miliard de ori mai masive decât Soarele și de peste un trilion de ori mai strălucitoare.